Salut capricorni. Voi face citirea pentru săptămâna 14 august, 20 august. O săptămână cu uh, o lună nouă în leu. Este pentru voi o casa schimbării, a transformării. Pentru Capricorn, sau are nașterii. Alte aspecte le veți primi la uh, horoscop. Sacrificatul s-ar părea că o să fi sacrificatul de serviciu. Veți avea probabil o situație de stagnare, nu veți face mare lucru, nu o să întreprindeți ceva, nu aveți ce să faceți, asta este situația, dar această stagnare vă este impusă cumva de ceilalți, ați putea să vă eliberați oricând din această stagnare dacă vă schimbați concepțiile. Dacă sunteți bărbați, sunteți voi acești capricorni, diavolul. Dar trebuie să renunțați la vicii. Este spatul arcanei. Dacă sunteți femei trebuie să fiți foarte atente, fiindcă s-ar putea să intrați sub influența unui bărbat care vă cunoaște slăbiciunile, vă cunoaște viciile și va ști să le exploateze. În ceea ce privește fericirea pentru voi, poate fi vorba de creativitate și este un fel de uh, rivalitate uh, unde uh, faceți și voi răutăți, adică bârfe, mici bârfe, minciunie, astfel încât să sperați să câștigați, dar și ceilalți procedează la fel. Și, totuși, nu știți niciodată cine câștigă în acest aspect. Deci, poate fi o atitudine pe care o luați să vă distrați. Vi se pare distractiv lucrul ăsta. În ceea ce privește cunoașterea, aveți un prinț de monede care arată un bărbat cu ascendent zodie în fecioară, un bărbat care realizează venituri și este, am zice, un exemplu pentru voi, capricornii, și v-ați dori să aveți aceste venituri ale acestui personaj. Ați vrea să cunoașteți secretele lui, să cunoașteți cum reușește să se descurce foarte bine, să călătoriți la fel cum călătorește și el, dar realizează venituri din aceste călătorii. Resursele, locul de muncă, cariera, menirea voastră. În resurse, bunuri materiale, aveți un patru de spade. Am zice că este un moment de analiză, de gândire astfel încât să vă dați seama de ce ați fost trădați. Patru de spade întotdeauna vine după o trădare. Și a să aveți voi capricornii să aflați de ce a fost trădați. Să analizați foarte bine această situație. Și la locul de muncă, sau poate legat de sănătate, aveți Mentorul, Marele Preot, este mentorul vostru, acel personaj care va atrage atenția că trebuie să treceți totul prin conștiința voastră, astfel încât să puteți răspunde întotdeauna de atitudinile pe care le-ați luat, de să zicem, judecățile pe care le-ați făcut. Deci, întotdeauna vi se, vi se cere să vă folosiți acea conștiință și să nu etichetați, să nu judecați pe cineva până când nu treceți totul prin conștiința voastră. În schimb, nebunul, menirea voastră s-ar părea că este aceea de a ieși din stagnare. Dar ieșirea din stagnare, după o perioadă lungă, o faceți riscant. Prin faptul că nu sunteți pregătiți pentru șansa pe care o luați, și această șansă vă aduce foarte multe riscuri, riscuri pe care vi le asumați. Ceilalți nu vă ajută, vă consideră rebel, aventurier. Și totuși această șansă, voi gândiți că veți face totul cu inimă curată, și atunci veți primi acea bunăvoință din partea cerului, din partea divinității. Dar uh, ochii voștri sunt atintiți la cer și nu observați prăpastia din fața voastră. Din cauza asta am spus că sunt riscuri pe care vi le asumați. Comunicare, contracte și relații. În comunicarea cu apropiații, frați, surori, vecini, am putea spune că voi v-ați fixat un scop, ați zis că veți face ceva, și de fapt. Nu s-a întâmplat, nu ați reușit să faceți ceea ce v-ați propus. Ba mai mult, sunteți și blocați. Dacă observați acest personaj, este blocat aici. El nu poate să treacă spre castel. Nu are cum trebuie să se întoarcă înapoi la pod. Deci, sau să mai meargă în plus, cu toate că are trei cupe răsturnate. Deci am putea spune că este un moment de dificultate pentru voi în această comunicare. În schimb, într-un contract, o asociere, un proces, aveți luna. Luna arată dușmanii pe care îi aveți, voi aveți un drum de parcurs. Și acest drum este flancat de un câine, de un lup, de un rac. Persoane care vă întind capcane, vă mint, vă lingușesc vă vârfesc, sau persoane nepăsătoare. Sfatul arcanei este observați și acționați în consecință. Va fi destul de dificil. În schimb, turnul căzut în poziția uh, relațiilor am putea spune că aceste relații au fost create pe o bază instabilă, pe nisipuri mișcătoare. Voi ați construit acest turn pentru relații prieteni, protectori, dar, de fapt, ați greșit de foarte multe ori. Ați făcut imprudențe, și acum acest fulger. Va arată greșelile, va duce cu picioarele pe pământ, vedeți realitatea. Puteți să reconstruiți acest turn, dar trebuie să-l construiți pe o bază solidă, fără greșeli, fără imprudențe. Și șase de cupe, äh, prințul de cupe, opt de cupe. Am putea spune că legat de trecut, veți întâlni o persoană din trecut care poate să vă aducă bucurie. Dar adică să vă bucurați că reîntâlniți această persoană, dar s-ar putea să existe și datorii sau să fie legată de trecut de familie această persoană. În ceea ce privește schimbarea pentru voi, transformarea, este vorba de acea persoană care cheltuiați destul de mulți bani, poate că risipeați banii și acum sunteți schimbați sau schimbarea vă este adusă printr-o relație cu un bărbat tânăr care are ascendentul zodia în pești. Acest bărbat poate să vă aducă schimbarea, poate să fie vorba de o călătorie, o călătorie agreabilă, plăcută, dar în care apare acea relație parcă cu o persoană. Care are un aspect legat de comportamentul lui ca un curtezan. O persoană care nu este foarte stabilă în această relație este o persoană care este așa. Deci, preferă distracția, preferă momentele plăcute, agreabile și cam atât. În schimb, veți avea acea nemulțumire. A eforturilor voastre făcute care nu au fost recunoscute, nu au fost răsplătite aceste eforturi. Am putea spune că lăsați aceste eforturi în spate și preferați să priviți spre viitor, să sperați. Este o carte până la urmă tot a speranței. În mare. Voi capricornii trebuie să fiți foarte atenți la greșelile, la vicile voastre, fiindcă aici aveți două, trei arcane, patru arcane majore care o să vă marcheze săptămâna personal diavolul, pe personalitatea voastră, nebunul în menirea voastră, cariera voastră, luna legată de contracte, asocieri, procese, și turnul de relații. Deci trebuie să fiți foarte atenți. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri, cu toate că va fi o săptămână cu foarte multe tensiuni și o săptămână cu destul de multă frustrare. Dacă v-a plăcut această citire, puteți să. Dați un like, puteți să vă abonați pentru a primi și celelalte citiri, sau puteți să transmiteți mai departe și vă mulțumesc!